În seara aceasta ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în epistola lui Pavel către Efeseni. În grupele de ucenicie suntem în studiul acesta. Eu anticipez și aș vrea să facem, călcăm pe o trambulină și să ne ducem direct în Efeseni, capitolul 4. De acolo vom citi Cuvântul Domnului. Efeseni, capitolul 4, versetul 11 în jos, spune în felul următor. Și El, Domnul Iisus, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge cu toții la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Amin. Și dacă și voi sunteți la fel ca mine, astfel de texte sună foarte bine, poetice aproape, însă greu de înțeles la prima citire. Mi s-a întâmplat de multe ori să citesc astfel de texte, mai ales acesta, să spun, băi, e atâta de plin, e atâta de încărcat, încât efectiv nu înțeleg și trebuie să mă pun pix și foaie și să studiez. Am trecut pe acolo, știu ce înseamnă. În seara aceasta aș vrea să ne uităm ce ne vrea Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să ne învețe. Dar pentru a înțelege ce vrea Dumnezeu să ne învețe, vreau să vă invit la a ne gândi, a face o introspecție. În seara aceasta, titlul mesajului este acesta, urmărind scopul. Dar oare care este scopul? Vreau să-ți pui următoarea întrebare. Care crezi că este scopul tău? Care crezi că este scopul tău? Care e scopul tău pe acest pământ? Și sunt câteva categorii de scopuri. Vorbim despre scopuri imediate și scopuri pământești. Scopul tău este să înveți mai bine, este să te dezvolți din punct de vedere a carierei, să, știu eu, de felul acesta. Dar te invit să ne uităm la o altă dimensiune a scopurilor, pentru că și acestea, au rostul lor, sunt bune și bine să ni le definim. Dar este o dimensiune orizontală și este o dimensiune limitată. Veți vedea că foarte mulți oameni care, atunci când răspund la întrebarea care este scopul tău, răspund, scopul meu este... Și încep să vorbească despre lucruri de pe pământ. Oamenii aceștia vor avea mari dezamăgiri, pentru că de cele mai multe ori nu putem să ne îndeplinim scopurile acestea de pe orizontală. Nu repede, nu ușor și nu cum am visat noi. Vă invit să ne uităm la altă dimensiune. Fii atent! Dumnezeu, atotputernicul, te-a avut în mintea Lui încă din veșnicie. În planul Lui, El te-a binecuvântat să te naști la o dată anume, precisă, într-un loc anume și Dumnezeu a îngrijit de tine. Încă de când erai un plod fără chip, spune împăratul David, adică în stare embrionară, Dumnezeu s-a îngrijit de tine. Tu ai experiențele tale, ai trecut prin anumite traume, necazuri, suferințe, provocări. Și astăzi ești ceea ce ești pentru că Dumnezeu, atotputernicul, s-a îngrijit de tine și te-a trecut. Te-a trecut prin valuri grele, te-a trecut prin furtuni mari, prin cuptoare aprinse și astăzi, după atâtea falimente, examene picate, după atâtea eșecuri, astăzi ești în locul acesta. Domnul a pus alături de tine oameni care în anumite momente cheie, oameni pe care poate nu i-ai cunoscut, poate chiar necredincioși, au făcut o diferență în viața ta și ți-au dat o direcție. Astăzi ești ceea ce ești. Și Dumnezeu a coordonat viața ta chiar prin momentele grele, te-a scăpat și te-a eliberat și ești ceea ce ești. În mintea lui Dumnezeu cu un scop anume. Nu vorbesc despre a răspunde la această întrebare din perspectiva scopurilor orizontale, din perspectiva scopurilor limitate și pur pământești. Care este scopul tău? Și adâncesc întrebarea, care crezi că este scopul pe care vrea Dumnezeu să-l ai? Pentru că dacă ne vom raporta la acest scop, atunci toate celelalte, că se împlinesc sau nu, că sunt mai multe sau mai puține, pălesc. Facem efectiv depresie și tot felul de boli, ne îmbolnăvim efectiv pentru că la întrebarea aceasta dăm un răspuns mic, mult prea mic pentru Dumnezeul pe care îl avem. Pentru că scopurile pe care noi le-am scris la început de an, scopurile după care noi tânjim și pe care le urmărim, sunt mult prea mici. Sunt atât de mici încât nici nu le putem ajunge.
n-avem suportul necesar și atunci să vezi dureri de cap și necazuri. În textul citit există un scop măreț. Există un scop ultim. Un scop pe care în Biserica Impact ni-l propunem și pe care vă provocăm pe fiecare dintre voi să-l atingem împreună. Efeseni, capitolul 4, versetul 15. Observați. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele cu un scop. Și acesta este scopul. Ca să ajungem la cel ce este capul, vârful, la cel care este cel mai important, adică la Hristos. Și primul lucru pe care vreau să-l spun în urmărirea scopului nostru este definirea scopului. Pentru că atât de mulți oameni își formează un scop pe care foarte bine îl șlefuiesc, îl valorizează atât de mult în mod personal și spun, scopul meu este să mă dezvolt personal. Și repet, pe domeniul pământesc. Lucrul acesta creează, te duce într-o criză atât de mare. Care este scopul nostru? Potrivit lui Dumnezeu, a ceea ce scrie El în cartea sa, scopul nostru trebuie să fie să ajungem la Hristos. Să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea în dimensiunea spirituală. Aceasta este realitatea în mintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă în felul următor. Geneza, Adam și Eva păcătuiesc, cad în păcat și se distruge o lume întreagă. Oamenii se nasc trăind în păcat cu tot felul de tendințe păcătoase. Care este scopul lui Dumnezeu? Scopul lui Dumnezeu n-a fost niciodată să ne facă mai sănătoși din punct de vedere fizic. Cu toate că El veți vedea că intervine pentru a ne face mai sănătoși fizic, dar cu scopul măresc de a-L cunoaște pe El. Niciodată scopul lui Dumnezeu nu a fost să facă pământul acesta mai confortabil, să te facă pe tine să evoluezi în carieră, să fii un om spectaculos. Nu, acesta este scopul lui Dumnezeu, este ceva mai măresc de atât. Și toate aceste scopuri, să le presupunem așa, sunt de categorie inferioară și ele se îndeplinesc în viața noastră doar în măsura în care sprijină și folosesc scopul lui suprem, să fim și să ajungem ca El. Aduceți-vă aminte că pentru aceasta Dumnezeu l-a inventat pe Adam și Eva. Haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră. Lucru care a eșuat datorită păcatului. Observați care este scopul lui Dumnezeu în cartea sa în Efeseni 4:15. Credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la ceea ce scrie în Geneza, ca să ajungem la Hristos. Să nu mai fim separați, depărtați de El. De aceea, din prima îți spun, orice scopuri ai avea pe pământul acesta și oricât de multe ai zbate pentru ele, dragul meu, vei fi nefericit dacă nu le vei îndeplini și mai nefericit dacă le vei îndeplini, neavând scopul de a te apropia de Hristos. Am stat de vorbă cu o persoană care mi-a mărturisit în felul următor. A fost o vreme lungă în viața mea. Când mi-a mers atât de bine și mi-atingeam toate scopurile, din punct de vedere profesional, din punct de vedere a confortului, mi-a spus, Alex, am trăit în lux. O poziție pentru care unii ar fi gata să vândă orice. Dacă nu le-ar fi frică de operație, la toate organele cu dublură ar umbla. Orice, numai să trăiască în lux. Și spune, am trăit așa. Și știu că mulți nu credeți. Dar spunea el, nu m-am plinit. Îți rog, du-te, dacă aș avea eu acum numai, ba-ba-bam, să vezi atunci ce împlinit aș fi. Nu este adevărat. Asta nu împlinește, pentru că nu pentru asta am fost destinați. Tu, fiecare de aici, ai fost cu un scop. Știi care este scopul lui Dumnezeu pentru tine? Să ajungi să-L cunoști pe El, să ajungi la El. Ăsta este scopul. Și te va trece Domnul prin culmile înalte ale vieții tale și te va scufunda în adâncul mărilor cu un singur scop. Să ajungi la El. Ăsta este scopul Lui. Te rog, notează-ți. Orice om ce trăiește pentru orice alt scop în afară de a fi cu Hristos va fi dezamăgit. Orice om care trăiește pentru orice alt scop în afară de Hristos, de a ajunge la Hristos, va experimenta o profundă dezamăgire. Știu asta, unii de aici o știu,
alții abia acum pipăie spre a ajunge la acest mare adevăr. Și cu cât ajungem mai repede la concluzia aceasta, cu atât mai bine de noi. Ne luptăm și ne consumăm viața pentru o groază de scopuri. Dacă nu le îndeplinim și mai ales dacă le îndeplinim, vom fi teribil de dezamăgiți. Pentru că asta nu ne aduce decât dezamăgire. Viziunea Bisericii Impact este formulată în felul următor. Ajutăm orice om să ajungă urmaș devotat al Domnului Iisus Hristos. Urmaș devotat, egal cu a ajunge la Hristos, egal cu a fi îndrăgostit de Hristos, egal cu a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos. Scopul nu este să avem noi vreun beneficiu pământesc. Scopul nu este de a adăuga ceva Domnului. Ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta, închinarea pe care noi am adus-o înaintea Domnului Iisus Hristos, să știți că nu a adăugat nimic Domnului Iisus, pentru că El este într-o stare perfectă și completă, așa a fost, este și va fi. Dumnezeu triunic. Știi ce se întâmplă în momentul închinării? Noi ne apropiem de Hristos, asta nouă ne face bine. Și ne implicăm pentru că înțelegem că există un singur scop. Există un singur scop. Un singur scop pentru care Dumnezeu ne dă concursul, ne susține, ne binecuvintează. Există un singur scop care contează și în fața căruia toate celelalte scopuri pălesc. Acela de a ajunge la Hristos. Să ascultăm de El și să ne asemănăm cu El. Asta înseamnă să ajungem la Hristos. Biserica Impact își propune să facă asta și ne dăm toate silințele pentru lucrul acesta. Fii atent! Ca să ajungem la îndeplinirea acestui scop, spune versetul 15, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, adică la Hristos. Pentru a merge spre scop, adică pentru a ajunge la Iisus, trebuie să creștem. Nu poți să ajungi la Domnul Iisus Hristos și să nu faci nimic. Trebuie să crești. Să crești, și spune aici textul, în toate privințele. Și predica aceasta, mai ales punctul acesta, este un manifest puternic împotriva lenii. Un manifest puternic împotriva acelei erezii, dacă vreți. Eu stau, este ca un fel de răcitură, știți, gelatinos. Eu stau și dacă o vrea Domnul să facem ceva, să ni se întâmple ceva, ni se va întâmpla. Dar eu nu fac absolut nimic. Nu mă implic cu nimic. Este departe, străin de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici ne spune, trebuie să crești. Trebuie să crești. Trebuie să ne dăm toate silințele să creștem în toate privințele. Numai așa ajungem la Hristos. Numai dacă vom crește. Creșterea este un proces dureros. Pentru a-L înțelege, în Efeseni 4:14, ni-L pune prin comparație. Creștere vis-a-vis de stagnare. Și fii atent! De ce să creștem? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo. Creșterea este scopul, da? Datorită creșterii noastre, ajungem să îndeplinim scopul. Altfel, ajungem să stagnăm. Nu poți să ajungi la scop decât crescând. Copiii sunt frumoși, copiii sunt faini. Dar vedeți că spune aici într-o notă negativă, nu spune să nu mai fiți copii. Nu este aceeași cheie de interpretare în care Domnul Iisus spunea dacă nu veți fi ca niște copii, nu veți putea intra în împărăția mea. Nu la asta se referă. Se referă la stadiile de dezvoltare. Și spune, noi trebuie să creștem. E fain atunci când vine un om și mărturisește nașterea lui din nou. Este un bebe din punct de vedere spiritual. Nou născut spiritual și atât de multe bucuri de el. Și nu te supieri, și dacă nu știe el, și dacă nu pricepe, și dacă creează probleme, face gălăgie. Este născut din nou și te bucuri de el. Asta este o poză. Dar dacă trec ani și tu nu ai crescut și tu ești la fel de mofturos, supărăcios și la fel nu înțelegi lucrurile și la fel vrei să faci numai după cum îți place ție și tot trebuie să fie după dorințele tale, în momentul acela, da, avem o problemă. Eu dau des exemplul acesta atunci când mi-e despre dezvoltarea în stadiile creșterii spirituale, copiii mei. Eu mă bucur, Patrick are... Cât are Patrick? Un an și patru luni. Are un an și patru luni. Deci la mine nu există, stați departe de mine, nu există sacou să nu fie îmbălat aici, acum se urcă și...
Astăzi la amiază au vrut să-l iau în brațe. Zis, nu te iau, dar când m-am uitat în ochii lui, cum să nu-l iau mă în brațe? Că e a meu, pac, și l-am luat în brațe și cu toate balele lui aici așa tot, m-a făcut, m-a udat bine, bine, răcoros. E fain. Dar imaginați-vă voi la 18 ani, Patrick, la 18 ani, hai la tata și tot să mă îmbăleze aici. Da? Cred că are o problemă, totuși ar trebui să facem ceva. Exact așa este din punct de vedere spiritual. Scopul este să ajungem la Hristos. Foarte mulți creștini astăzi se mulțumesc că le curge din gură. Are ce de unde să curgă, da. A, vă doresc mântuit, totul e bine. Pavel spune aici, nu ăsta este scopul. Scopul nu este să fii un baby care să o răcăi pe aici și să fugim după tine. Scopul este să ajungi la Hristos. Vom vedea mai încolo. De aceea, dăm voie să te întreb două lucruri importante. Unu, ai avansat spre asemănarea ta cu Hristos față de anul trecut? Vorbim despre niște lucruri foarte concrete, pentru că îmi pare că viața creștină ajunge să fie așa o chestiune foarte gelatinoasă, față de ce simt, cum sunt. De vreo, am o întrebare concretă. Concret, ai avansat către Hristos față... Unde erai anul trecut pe vremea asta? Din punct de vedere spiritual, în ce stadiu erai? A doua întrebare. Ești astăzi mai devotat lui Hristos ca în ziua botezului? Pentru că noi vorbim despre atingerea scopului, nu doar despre naștere. Și vom vedea de ce este important lucrul acesta. Fie că te-ai botezat la ultimul botez, fie că te-ai botezat acum două ediții, sau te-ai botezat acum 20 de ani, cum ești față de acum 20 de ani când te-ai botezat? Îl cunoști mai mult pe Hristos sau ai rămas la același stadiu? Acesta este scopul, să ne apropiem, să fim împreună cu Hristos. Însă, ca să ajungem la acel scop, îl vedem pe Pavel că ne dă două categorii de obiective. Și al doilea lucru pe care îl spun sunt obiectivele în urmarea scopului, în urmărirea scopului. Capitolul 4, versetul 12, începe așa, începe cu un cuvânt, pentru, și ne dă șapte obiective imediate. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Versetul 13 începe până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Așadar, care sunt pașii pentru a ajunge la scop, la Hristos? Care sunt pașii? De unde știi că ești pe drumul cel bun? De unde știi că te îndrepți înspre a fi cu Hristos? În primul rând, pentru. Da? Obiectivele sunt pentru desăvârșirea sfinților. Observați care este obiectivul. Obiectivul nu este o lâncezeală, nu este așa o credință din asta așa gelatinoasă. Este desăvârșirea sfinților. Vreau să fac aici o paranteză. Am ajuns să avem standarde atât de joase. Am ajuns să acceptăm totul și să nu mai avem în mintea noastră ceea ce are Dumnezeu în mintea Lui. Primul pas, spune aici Pavel, trebuie să fie pentru desăvârșirea sfinților. Obiectivul este desăvârșirea. Doi, în vederea lucrării de slujire. Desăvârșirea nu este un obiectiv în sine. Sunt obiective care ne conduc spre ceva. Desăvârșirea este șoc și groază în vederea lucrării de slujire. Desăvârșirea nu este să ne simțim noi bine și să ne amorțim din punct de vedere spiritual, să spunem, mamă, ce desăvârșit sunt. În sfințenia mea, eu ca mine, nimeni nu-i. E spectaculos. Dacă ești, ești pentru a sluji. Trei, pentru zidirea trupului lui Hristos. Observă care este celălalt obiectiv. Ești desăvârșit, implicat în slujire pentru a zidi biserica Domnului Iisus Hristos. Cu liderii cu care slujim în fiecare duminică, ne-am văzut în spate la rugăciune, citeam textul acesta, anticipeam spunându-le că voi predica de aici și le spuneam, fraților, slujirea pe care noi o avem nu trebuie să decimeze biserica, nu trebuie să facă franjuri biserica, ci trebuie să o zidească, să o consolideze. Așa trebuie să fie slujirea noastră. Mergem mai departe și intrăm în versetul 13, verset care este introdus de până. Și iată, următorul obiectiv. Vom ajunge toți
la unirea credinței noastre, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, starea de om mare, înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Am ajuns la Hristos. Observă care sunt obiectivele. Obiective comune. Pentru că oamenii au astfel de terminologii. Desăvârșirea. Însă desăvârșirea propriului fizic. Desăvârșirea propriilor obiective. Slujirea propriilor interese. Zidirea proprietăților pământești. Unirea, într-adevăr, dar unirea eforturilor pentru scopuri proprii. Cunoștința, într-adevăr, dar pentru dovedirea superiorității. E adevărat că au nevoie de stare și obiectivul este să ai o stare, dar pentru a evidenția statutul. Înălțime și oamenii vor să aibă excelență, să fie pe cel mai înalt punct posibil, însă pentru dovedirea succesului. Reiau și le pun în ordine una sub alta. Obiectivele pentru a ajunge la Hristos sunt cu totul altele. Sunt cu totul altele și le putem vedea în spate. Desăvârșirea sfinților, slujirea ca lucrare, zidirea bisericii lui Hristos, unirea în credință cu ceilalți frați, cunoașterea lui Hristos, starea de om matur, înălțimea plinătății lui Hristos. La un asemenea scop, să ajunge la Hristos, nu se ajunge cu obiective mici. Și foarte mulți credincioși astăzi sunt dezamăgiți și înfrânți. Pentru că ei au poza de final. Vrem să ajungem la Hristos. Vrem să fim ca și împreună cu Hristos. Să-L urmăm pe El. Dar știi care sunt următoarele obiective? Ei vor să fie desăvârșiți. Dar desăvârșiți în ceea ce privește pe ei din punct de vedere fizic, pământesc. Nu din punct de vedere spiritual. Ei vor să zidească, dar vor să zidească un imperiu propriu și personal. Și deodată ai o imagine, știi unde vrei să mergi, dar obiectivele te duc în altă parte. Dă-mi voie să-ți dau 3 sfaturi aici. Fă diferența între obiectivele pământești și cele spirituale. Fă diferența. Și acum vorbesc despre obiective pământești, nu în sens negativ. Obiective pământești care sunt normale sau, mai bine zis, sunt neutre. Și nu te lansa în îndeplinirea acestor obiective. Nu te vor duce la Hristos. Spre exemplu, unul dintre obiectivele mele, din punct de vedere pământesc, unul dintre obiectivele mele este ca pe cei 3 copii ai mei să-i ajut să se simtă iubiți și să fie uniți ei între ei. Pentru că mă gândesc că la un moment dat o să mergem și noi doi, iubito, pe calea pe care merge toată lumea. Și la un moment dat, cei 3 copii ai mei vor rămâne singuri pe pământul acesta. Și eu și mama lor nu vor putea să mai fie alături de ei. Și obiectivul meu, pământesc, este să-i ajut ca Marc, Tessa și Patrick să nu se mănânce între ei. Indiferent cu cine se vor căsători, ce soț și soții își vor lua. Să fie uniți, să fie unitate între ei. Să știe că au pe cine se baza. Eu n-am avut frați. Eu cred foarte tare în prietenie. N-am altă variantă. Pentru ei vreau să se bucure de ceea ce înseamnă să ai frați, să ai soră. Și mă lupt pentru asta. Dar este un obiectiv, nu influențează mântuirea mea. Însă dacă eu mă voi lupta pentru atingerea mărețului scop și voi avea în vedere desăvârșirea sfinților, slujirea ca lucrare, zidirea Bisericii lui Hristos, unirea în credință cu ceilalți frați, cunoașterea lui Hristos, starea mea de om matur în Hristos, înălțimea plinătății lui Hristos, asta va influența în mod direct, îi va influența pe copiii mei. Deci eu trebuie să fac diferența între aceste obiective. 2. Luptă pentru obiectivele spirituale, în timp ce faci cât poți pentru obiectivele pământești. Frustrarea ta, trebuie să-ți spun asta, Domnul îți vorbește. Frustrarea ta vine că ești gata să-ți dai viața pentru obiective pământești, chiar neutre. Nu mă refer neapărat obiective păcătoase, neutre. Și spui în felul următor, eu pe copiii mei vreau să-i fac să fie uniți. Și abandonezi desăvârșirea ta ca om în credință, zidirea bisericii, cunoașterea lui Hristos, statutul de om matur în Hristos, plinătatea, tu spui, eu am un obiectiv pământesc, eu vreau să-mi iubesc soția, eu vreau să fac familia să fie unită, drept urmare mă voi investi aici.
E bine? E un lucru rău? Nu e un lucru rău. Luptă-te până la moarte pentru obiectivele spirituale, pentru că acestea vor influența obiectivele pământești neutre. Foarte mulți credincioși se lansă pentru că ei spun familia este o valoare și mă lupt pentru ea. Și se focalizează doar pe familie. Am văzut familii distruse. Familii distruse. Pentru că pe steagul lor scria îmi iubesc familia. Și atât. Tu trebuie să pui, am un scop măreț. Vreau să... Cel mai bun mod de a-mi iubi familia este ca eu, soț și tată, să ajung să fiu cu Hristos. Este cel mai bun mod de a-mi iubi familia. Altfel, dacă eu fac rabat de la scopul acesta și eu, obiectivul meu este, spun, îmi iubesc familia, nevastă mea o să facă ce vrea din mine. Pentru că eu spun, da, iubito, sigur, cumpăram ce vrei tu, nu contează. Și o să îi las pe copiii mei să facă ce vor ei din mine. De ce? Că eu vreau familia să fie și îmi dispare discernământul spiritual. Și, de exemplu, lăsați-mă să vă dau un exemplu. Tessa, o iubesc din toată inima, fiica mea, în curând va avea 3 ani. Am trecut pe la parcul copiilor, am fost ieri acolo și au vrut castel. Dar să se urce pe castel, să se dea pe topogan, iubește, trăiește, e viața ei, să urcă sus pe, să o vedeți, dintre toți copiii ieri era singura care plonja acolo, se arunca în față, Iisuse, Doamne, ce rugăciune am făcut. Îmi spune, în drum spre biserică, tati vreau la castel, tati vreau la castel, tati vreau la castel. Eu? Dacă acesta ar fi fost primul meu obiectiv, frână cu mâna la dreapta și spun, gata tati, hai la castel, de ce? Fica mea vrea la castel! Osana, mărire Domnului, iubit-o la castel! Ne-a spus, vii unde merge tata. Mergem la închinare, mergem la... Îi place, nu-i prea place la kids acolo. La castel ar fi fost treabă. Ar fi fost Tessa pe sistem acolo. Mergem, pentru că ea trebuie să înțeleagă ceva, că tati nu-i duhul din lampa lui Aladin pentru ea. Ce vrei, iubita lui tata? Vreau castel. Castel facem. Există priorități și ne luptăm pentru ele. Prioritare sunt scopurile, obiectivele spirituale. Pentru ele luptăm. Dar ce i-ar folosi Tessei, fetiței mele, un tată care stă la marginea castelului gonflabil? Un tată care nu s-a rugat, n-a fost la închinare, nu l-a mustrat niciunul dintre colegi, nu s-a rugat, n-a făcut niciun... Nu, am stat și am zăcut acolo. Dar ce ar fi? Pentru ea, ei ar fi plăcut, dar n-ar fi ajutat-o. De aceea trebuie să facem diferență dintre obiectivele pământești, chiar neutre, și cele spirituale și să luptăm din toată inima pentru obiectivele spirituale. Pentru cele pământești facem ce putem. Tati, am fost ieri, e suficient la castelul gonflabil. Apoi, al treilea lucru. Fă schimbarea obiectivelor. Dacă nu faci schimbarea obiectivelor tale, nu-ți vei schimba viața. Oamenii vor să-și schimbe viața, dar să aibă aceleași obiective. Vor să-L cunoască pe Domnul, să aibă parte de revelații. Vor să fie lideri. Vor să fie niște oameni puternici din punct de vedere spiritual, dar obiectivele sunt aceleași. Pământești păcătoase sau pământești neutre. Și apoi vin la consiliere, stau de vorbă cu mine, se plâng, se frământ acasă în rugăciune și spun, Doamne, de ce? Eu îmi doresc atât de mult să mă schimb. Eu îmi doresc, Doamne, să nu mai fiu un copilaj din punct de vedere spiritual. Doamne, vreau să cresc. Nu reușesc. De ce? Schimbă-ți obiectivele. Schimbându-ți obiectivele, îți vei schimba și viața. 3. Atunci când avem un scop, acesta este scopul, să ajungem la Hristos, avem cele 7 obiective, Pavel se grăbește și ne aduce atenționări. Atenționări în urmărirea scopului. Versetul 14. Ca să nu mai fim copii. Care-i problema cu copiii? De ce adică să nu mai fim copii? El ne explică. Copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Care-i problema cu copiii? Știi care-i problema cu copiii? Ați văzut răpiri de copii. Unele dintre ele, una dintre metode este să-i arăți vata pe băț la copil. Uite ce-ți dă nenea. Dacă vrei mai multe și deschide ușa la portieră, idisu da și ai să vezi ce ți se întâmplă. Un copil, prin definiție, este imatur. Și el se duce după ce strălucește, după ce miroase bine, după ce are gust frumos,
se lasă purtată încoace și încolo după lucrurile strălucitoare. În urmărirea scopului să fim ca Hristos, obiectivele acestea pe care, nu așa că ți se par logice, știi și te gândești, bă, predicatorul ăsta, pe bune, acum nu zice nimic spectaculos, dacă și eu mă uitam, le descopeream, că e simplu, până câte, sunt trei, da? Pentru câte, simplu, sunt patru, nu e nimic spectaculos, foarte adevărat. N-am pretenție că spun lucruri spectaculoase, dar atenție, sunt niște amăgitori, sunt niște șmecheri și niște combinatori, care dacă trăiești multă vreme în stadiu de copil din punct de vedere spiritual, te combină. Fii atent. Haideți să analizăm puțin versetul acesta. Ca să nu mai fim copii, se referă la imaturitatea spirituală. Plutind încoace și încolo, se referă la instabilitate. Purtați de orice fel de învățătură, se referă la credulitate. Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, se referă la înșelăciune. Este o realitate. De ce versetul acesta l-am recompus și iată cum arată. Pentru noi astăzi, imaturitatea spirituală se vede în instabilitatea credincioșilor ce dau crezare oamenilor care aduc amăgire prin manipulare. Îți dai seama despre tine că ești imatur din punct de vedere spiritual pentru că ești instabil. Odată ești aici, aleluia, da, sigur, biserică cu tare, nu știu ce. Trece ceva vreme în cealaltă. Du-te, bă, n-are rost. S-a atât de dezamăgit și de... Și la mijloc, schimbarea aceasta dintr-o parte în alta o fac niște oameni care știu să folosească pildele, știu să folosească argumentele. În fața unui om matur, n-au curajul. În fața, în schimb, a unor copilași au tot succesul. Fiți atenți, Evrei, capitolul 5, versetul 11, ne ajută să înțelegem starea imatură. Și spune scriitorul acelora care de mult trebuiau să fie sus. Asupra celor de mai sus... Adică și cele de mai sus vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, care a fost pus după rânduiala lui Melchisedec. Niște lucruri înalte, da? Avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Atenție, nu este vorba despre poporul evreu, despre 666 și nu este vorba despre Apocalipsa, ci despre Hristos. Dar spune, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Versetul 13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc din punct de vedere spiritual. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Notează-ți următorul adevăr și m-aș bucura să ți-l scrii pe tablița inimii. Să înțelegi că aceasta este avertizarea. Marea problemă a bisericii de azi. Marea problemă a bisericii Impact. Marea problemă a bisericii în general este imaturitatea credincioșilor din biserică. Nu propaganda LGBT. Este o problemă falsă. Marea problemă a noastră în biserică, nu este lumea rea și păcătoasă care vine și care, uite, nu sunt amăgitorii. Marea problemă este că lâncezim. Am prins păianjeni în starea spirituală în care am ajuns. Ne osificăm într-o anumită formă și așa rămânem și așa trebuie să fie toți, la fel ca noi. Marea problemă este că nu creștem, nu ne dezvoltăm. De aici rezidă toate problemele bisericii. Revin la evrei. Ați văzut că în evrei spune un om tare se hrănește cu cuvinte tare. Un om matur are înțelepciune. Și ajunge să deosebească binele de rău, pentru că și-a utilizat discernământul. Și acolo știi. Sunt multe lucruri.
pe care, la fel și Domnul spunea, nu vi le pot spune, pentru că nu le puteți purta. De aceea, există un anumit set de subiecte care prind foarte bine la public, care adună publicul în mod curent și oamenii se hrănesc. De ce? Este lapte. Știți, cei care sunteți adulți aici, că cereale cu lapte nu cresc copiii. Astăzi auzeam pe un doctor care spunea, de ce nu cresc copiii? De ce nu cresc copilașii? Ne rămân copiii mici. Și spunea, datorită malnutriției. Cel care era la podcast, de partea cealaltă a microfonului, spune, a, în lumea treia, ăștia care n-au ce să mănânce. Zice, nu, nu, nu. Pentru noi astăzi. Pentru că noi le dăm mâncare, dar nu este hrănitoare. N-au proteine și osicioarele lor și mușchiuleților n-au de unde se hrăni să crească. Păi ne mirăm. Bă, nu crescut. Cu lapte și cereale, un copil nu crește. Trebuie să îi dăm un anumit tip de mâncare ca să crească. Așa este și din punct de vedere spiritual. Atenționarea în urmărirea scopului este aceasta. Ai grijă, bagă de seamă. Paranteză. Acest political correct a ajuns să erodeze urmarea noastră față de Domnul nostru Iisus Hristos. Această atitudine de friendly. Ești băiat fain. Nu contează cum trăiești, nu contează ce crezi, că trăiești în păcat și că ești un nenorocit și că ești... Ne îmbrățișăm, petrecem timp împreună și ne simțim bine. De ce? Păi de... E el. Și noi nu știm că asta ne afectează. Noi nu știm că asta ne erodează. Și nu știm că ne influențează. Aici se verifică foarte bine acel proverb. Spune-mi cu cine te întâlnești ca să spun cât de imatur ești. Patru și ultimul în seara aceasta. Există anumite metode pentru atingerea scopului. Nu vorbim despre exerciții spirituale, dezvoltare personală sau... Observați, punctul acesta, dacă până acum predica a fost digerabilă pe aici pe acolo, unii vor face efectiv, cum îi zicea la aceea, indigestie completă. Efeseni 4:11. În vederea scopului, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului și continuăm cu obiectivele ajungând la scop, nu mai continui. Domnul are o anumită metodă. O anumită metodă total neplăcută. Domnul a pus în biserică, pentru atingerea acestui mare scop, niște lideri. Nu intru în dezbaterea ce înseamnă apostol, proroc, păstor, învățător și evanghelist. Ci pentru predica aceasta este suficient să înglobăm acest termen într-un singur termen, să le însumăm pe toate în lideri. Domnul a pus lideri într-o biserică. Și fii atent! Autoritatea liderilor se manifestă pentru, și te rog ține cont, desăvârșirea sfinților. Observă că pentru desăvârșirea sfinților, Domnul nu folosește altă metodă, ci metoda pe care Domnul o folosește sunt liderii. Desăvârșirea sfinților este în responsabilitatea liderilor, deși tendința este stagnarea spirituală. Autoritatea liderilor se manifestă în domeniul acesta. Un lider spiritual aici are autoritate pentru a-i ajuta pe credincioși să iasă din zona lor confortabilă. O chestiune teribil de grea. Apoi autoritatea liderilor se manifestă pentru în vederea lucrării de slujire. Și vă rog să observați de ce spuneam că e foarte greu digerabil punctul acesta. Pentru că un lider într-o biserică are misiunea de a te ajuta să îndeplinești aceste 7 obiective. Eu fac referire doar la 3 ca să înțelegem direcția în care mergem. Are autoritate să vină să-ți spună tu trebuie să crești în desăvârșirea ta ca să te implici în slujire. Întreabă-mă care este tendința astăzi. Tendința astăzi este abandonul slujirii. Este demisionarea din slujire. De aceea este atât de neplăcută metoda pe care Dumnezeu o pune. Pentru că un lider de grup de ucenicie, un lider de echipă de slujire,
Apoi liderii ceilalți ai bisericii au în vedere, și acesta este un simptom al ajungerii la Hristos, ești implicat în slujire. Și apoi venim și discutăm și analizăm. În slujire apar cele mai mari crize. Fie nu-ți place, fie nu înțelegi, fie nu pricepi, fie faci, dar faci rău, fie până când ajungi să faci ceea ce este bine. Și acolo, în slujire, stăm și frământăm și ne implicăm. Cel mai simplu este să lăsăm întreaga biserică, fiecare își vede de treaba lui. Eu îmi văd de predicat, voi vă vedeți de venit la biserică, dacă vreți, dacă nu, ziua bună, dar aceea nu ne ajută în a ajunge la scop. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, ca să ajungem la scop, ne ajută obiectivul acesta, slujirea. Întrebare, ești implicat în slujire? Îmi dau seama, și notează-ți asta, că un credincios o ia într-o direcție în care se depărtează de scop când spune vreau o pauză de la slujire. Sesizez acolo duhoarea puturoasă a iadului. Nu zic asta ca să zâmbiți. Este demonic. Un om care spune dimisionez, abandonez, mă retrag, se depărtează de obiectiv. 3. Da? Autoritatea liderilor trebuie să se manifeste în zidirea trupului lui Hristos. Știi care este tendința? Tendința este o creștere individuală. Nu zidirea trupului lui Hristos. Tendința este aceasta. Eu îmi văd de creșterea mea. Eu îmi văd de relația mea cu Domnul. Mă duc din când în când la biserică și asta este. Este o mare minciună. Vă rog, nu mi-o luați în nume de rău, dar vreau să-mi manifest autoritatea la care m-a chemat Dumnezeu să mi-o manifest și să vă spun, nu credeți nicio clipă în creșterea individuală în relația cu Domnul, pentru că ea nu există. Biserica, un credincios se zidește în biserică. Luați voi o cărămidă și spun, vreau să fac cu cărămida asta o casă. Veți putea vreodată peste 10 ani să spuneți de la cărămida aceea singură, singulară, Doamne, ce casă! Am plătit, e adevărat, m-am chinuit, dar uite, nu, va fi o simplă cărămidă, dacă va fi. Că s-ar putea cineva să o ia, o descompune, se erodează. Însă o cărămidă într-o clădire ajunge la un moment dat să facă parte, da, dintr-o clădire extraordinară și oamenii să o admire. Notează-ți, niciodată nu vom putea fi urmași devotați al lui Isus dacă neglijăm biserica și liderii săi. Niciodată. Nu vei avea parte de desăvârșire acasă, în biserică. Pentru că în biserică te vei supăra pe mine. Eu mă voi supăra pe tine. Și la un moment dat vom ajunge la concluzie că trebuie să ne cerem iertare. Din acea cerere de iertare, amândoi ne smerim și spun, iartă-mă, frate. Și uite așa, împreună, am mai făcut încă un pas în desăvârșire și putem să slujim împreună. Și împreună, prin slujirea noastră, noi doi care ne-am certat mai târziu, ajungem să zidim biserica. Dacă n-ar fi fost asta, n-ar fi fost absolut nici un beneficiu. Fii atent la ceea ce spun că este șocant. Calea prin care a fost expulzat Lucifer din prezența lui Dumnezeu este aceeași cale pe care merg mulți creștini obosiți, confuzi, înfrânți și frustrați. Calea răzvrătirii. Foarte mulți creștini astăzi sunt obosiți, trăiesc în confuzie, sunt frustrați, sunt supărați, pentru că merg pe calea pe care a mers Lucifer. Calea în care Lucifer a contestat autoritatea lui Dumnezeu, în care n-a mai vrut să urmeze planul lui Dumnezeu și a vrut să-și facă un imperiu de unul singur. Asta este calea pe care foarte mulți oameni astăzi sunt. Metoda lui Isus de a te ajuta să ajungi la scopul asemănării cu El, dragul meu, prevede să faci parte dintr-o biserică. Este imperios lucrul acesta. Tu nu poți să ajungi la Hristos fără a face parte din biserică. Ca să ajungi la Hristos, oricât de tare te-ar deranja lucrul acesta, trebuie să ai parte de păstorire.
trebuie să ai parte de păstorire. Liderii grupelor de ucenicie își manifestă păstorirea. S-ar putea să nu-l suporți, să nu-l suporți, să spui că oricum tu ești mai deșteaptă ca ea, cea care ți-e lider. Că oricum tu cunoști mai multă Biblie față de cel care ți este lider. Și nici nu-ți dai seama că în momentul acela ți-ai anulat păstorirea. Te-ai închis față de metoda care îți putea aduce, într-adevăr, următorul obiectiv, te putea ajuta să mergi mai departe. Pentru că metoda nu este o vastă înțelepciune. Pentru că metoda nu este un anumit tip de biserică. Este atât de simplă. Înseamnă păstorire. Vă provoc, dragii mei, în seara aceasta. Lăsați-L pe Dumnezeu să folosească metodele sale. Dacă apelați la alte metode, mă rog în această seară Duhului Dumnezeu să ne trezească pe fiecare dintre noi, ca nu cumva să ne trezim în urmărirea altor scopuri. Metoda lui Dumnezeu este aceea de a te provoca să te implici în slujire. Oricâte contraargumente ai avea împotriva slujirii, oricât de neplăcută este slujirea, oricât de păcătos crezi că ești tu, nevrednic să intri în slujire, dragul meu, este metoda lui Dumnezeu de a te transforma, de a te ajuta să mergi la următorul obiectiv. Urmând scopul lui Dumnezeu, vedem că avem scopuri, avem scop, acela să ajungem la el. Obiective, atenționări și metode. Următorii pași sunt aceștia. Evaluează-ți scopul pentru care trăiești. Te rog, evaluează-ți scopul. Nu trăi pentru lucruri minore și mici. Atâția credincioși astăzi trăiesc pentru lucruri banale, pentru lucruri păcătoase. Noi vrem să ne dăm toate silințele, să-L urmăm pe Hristos, să fim urmași devotați ai Lui, să fim ca El. Nu este comercial, este contraintuitiv, este greu, dar te provoc, evaluează-ți scopul. Pentru ce trăiești? Pentru ce ajungi să cazi rupt de oboseală seara? Pentru ce plângi? Pentru ce te rogi? Pentru ce postești? Cei mai mulți credincioși astăzi nu postesc să-L cunoască pe Domnul și să fie ca El. Știți pentru ce? Să ia permisul auto. Doamne, câte rugăciuni pe internet, pe Instagram, peste tot. Frate, am examen auto. L-am picat de 24 de ori. Ajutați-mă, vă rog. Plâng și postesc de zile întregi. E clar, omule, că tu nu trebuie să conduci. Clar că pe tine scrie RATB, o viață întreagă. Ce nu pricepi? O, câte fete nu citesc Biblia și se roagă pentru niște lucruri pe care le vor mânca molile, le vor roade rugina și le fură hoții. O, câți credincioși astăzi nu se roagă să fie un pic mai sănătoși și până la urmă trupușorul acesta spectaculos tot viermii îl vor mânca. Trebuie să fim conștienți. O, câți oameni tăruiesc biserice și se implică în speranța nu că îl vor cunoaște pe Hristos, ci că o să le meargă business-ul mai bine, să prindă un contract mai bun. Dragul meu, Dumnezeu îți dă lucruri și le ai cu un scop măreț, nu cu un scop minor. Evaluează-ți scopul. Dacă trăiești pe pământul acesta cu scopuri doar pentru acest pământ, vei fi dezamăgit. Știi că este cu un avantaj imediat să te încurajezi să lupți pentru scopurile pământești. Poate fi un avantaj imediat pentru mine, un avantaj imediat pentru biserică, pentru că așa ceva este foarte gustat. Oamenii care aud predici despre scopurile imediate spun, mi-a vorbit Domnul, așa o să fac, mă lupt în continuare și se mângâie un eu care și așa este de proporții cosmice. Nu este în avantajul meu, dar este în avantajul tău și îi dă glorie lui Dumnezeu să-ți spun, luptă pentru scopul de a ajunge la Hristos. Pentru asta merită să lupți. Restul, poți să pierzi examene, poți să pierzi bani, poți să pierzi statut, poți pierde orice în lumea aceasta, poți.
însă ar fi dramatic să-L pierzi pe Hristos. 2. Schimbă-ți obiectivele pământești cu cele spirituale. În cazul în care în seara aceasta la evaluare te-ai evaluat și ai spus, măi, să vezi că eu sunt pe o direcție greșită. Atât mă zbat ca apa de maluri pentru niște lucruri care nu merită. Te rog, ia decizia în seara aceasta și spune Domnului, Doamne, iartă-mi păcatul de a mă lupta pentru lucrurile pământești. Iartă-mi lacrimile pe care le-am dat, munca pe care am făcut-o și șantajul pe care ți l-am făcut pentru lucruri pământești. Iartă-mă. Pune în mine, Doamne, dorința de a fi ca Tine, să Te urmez pe Tine. Schimbă-ți scopurile. Nu te lăsa amăgit. Nu ignora atenționările în seara asta, te rog. Știi că s-ar putea să fii botezat, știi că s-ar putea să faci parte din biserică și să ajungi în iad? Ești conștient de asta? Știi că e posibil să iei din cină, să fii parte din slujire, să fii chiar lider și să te lași amăgit de oameni pentru că sunt mai inteligenți ca tine, mai șireți ca tine? Știi ce te scapă? Nu o minte strălucită, ci Duhul lui Dumnezeu care te atenționează. 4. Acceptă păstorirea din partea unor oameni imperfecți. Acceptă păstorirea din partea unor oameni la fel ca tine în multe privințe. Spune, i-ai spus Domnului în seara asta, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Abordează așa. Nu lua închinarea pentru că știe Andrei să ne dea îndemn la rugăciune. Nu fă asta. Ia închinarea. Acceptă închinarea ca pe o păstorire înspre Hristos. Ia-o așa. Ia închinarea nu pentru că ne dă Cosmin nota bună, sol diez major. Nu pentru asta. Acceptă închinarea ca pe o păstorire. Hai, înspre Hristos, înspre Domnul. Nu lua predica pentru că predic eu într-un fel anume. Ia predica aceasta pentru că te îndeamnă spre Hristos. Acceptă asta. Eu știu că pe mulți dintre voi vă supăr. Știu că pe mulți îi dezamăgesc. Pe unii și mai enervez de-a dreptul. Câteodată îmi pare rău. Luați-o. Luați cuvântul lui Dumnezeu. Luați păstorirea pe care o face Dumnezeu prin nevrednici ca noi, atunci când vă îndeamnă spre Hristos. Pentru că scopul nu are de-a face cu lucruri pământești, ci cu un lucru glorios. Într-o zi, în cer, înaintea tronului, nu se vor aduna oamenii care au urmărit scopuri pe pământul acesta, păcătoase sau neutre. Știi cine va ajunge în cer? Cei care au urmărit scopul de a ajunge la Hristos. Cei care au călcat treaptă cu treaptă pe fiecare dintre cele 7 obiective. Cei care s-au luptat pentru asta. Cei care s-au frânt în două pentru asta. Au plâns, s-au ridicat, au muncit, s-au jertfit pentru astfel de obiective. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului. Urmărești scopul acesta? Pe Waze-ul spiritual al vieții tale, în seara aceasta, nu cumva îți spune să reconfigurezi traseul. Nu cumva îți spune că te-ai dus în direcția opusă. Oare nu trebuie să faci tu schimbări în seara aceasta ca să te îndrepți într-adevăr spre mărețul scop, să te îndrepți spre Hristos? La ce-ți folosește, omule, să câștigi toată lumea dacă pierzi scopul măreț? De aceea te rog, vină înaintea Domnului. Dacă trebuie să-ți ceri iertare, fă-o în seara aceasta. Dacă trebuie să plângi, fă-o. Dacă trebuie să renunți la scopuri, fă-o în această seară. Dacă trebuie să iei decizia pentru botez și știi că asta te îndreaptă spre scop, ia decizia pentru botez. Domnul ți-a vorbit în această seară. Degeaba îndeplinești toate celelalte scopuri pe care tu ți le-ai propus dacă nu bifezi obiectivul acesta spre mărețul scop. Haideți să venim în rugăciune și apoi în închinare. Și folosim rugăciunea și folosim închinarea ca să ajungem la Hristos. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, înaintea Ta vine în această seară. Știu că biserica slăbește atunci când imaturitatea se instalează în inima multora. Doamne, suntem plini de confuzie. Ne doare atât de tare lumea aceasta. Plângem și ne tânguim, Doamne, pentru că obiectivele noastre sunt atât de mici pe plan pământesc.
Foarte mulți credincioși astăzi, Doamne, sunt în stadiul de a-și rata complet scopul de a ajunge la Tine. Doamne, mă rog în această seară, aprinde inima noastră, Doamne, pentru Tine. Să Te urmărim, Doamne, pe Tine. Să fim urmași devotați ai Tăi, Doamne. O, mă rog, Doamne, pentru credincioșii care până în seara aceasta au trăit cu tot felul de brizbrizuri spirituale, numai pocăiți n-au fost. Doamne, mă rog pentru aceia din biserică, lideri chiar, Doamne, care au trăit, Doamne, oricum și s-au manifestat în toate felurile și au luptat, Doamne, și s-au chinuit și au plâns și postit, Doamne, și au muncit, Doamne, până la epuizare. Dar n-au făcut-o pentru a Te găsi pe Tine. Doamne, pentru biserica aceasta, pentru noi toți, pentru toți cei prezenți în seara aceasta, mă rog, Doamne, adu iertare peste noi. Iartă-ne orice rugăciune, Doamne, orice zi de post, orice slujire, orice dărnicie, iartă-ne orice gest, Doamne, în care am încercat să Te cumpărăm pe Tine pentru obiective de nimic. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pocăința de 2 lei. Iartă-ne, Doamne, Dumnezeule, gesturile pentru a încerca să Te înduioșăm, să Te șantajăm pe Tine. Iartă Biserica Impact, iartă-ne pe noi, Doamne. Iartă-mă pe mine, Doamne, și tuturora, Te rog, dă-ne pasiunea de a Te urma pe Tine cu orice preț. Să trăim pentru Tine, Doamne. Să trăim pentru a Te cunoaște pe Tine. Schimbă rugăciunea noastră, o rugăciune, Doamne, care să Te caute pe Tine. Schimbă închinarea noastră, Doamne, din cântare, să fie, Doamne, o modalitate de a Te găsi pe Tine, de a ajunge la Tine. Schimbă slujirea noastră, Doamne. Slujirea noastră are nevoie de transformare, Doamne. Ca să fim ca Tine, ca să zidim biserica, Doamne. Ca să atragem pe cei de lângă noi, să Te cunoască pe Tine și să Te vadă pe Tine, Doamne. Sunt aici oameni care se chinuie, Doamne, și sunt chinuiți de lume și de diavolul. Pentru că au acceptat amăgirea oamenilor căutând lucrurile de nimic în praful acestui pământ. Ridică-ne ochii în această seară să Te vedem pe Tine și să fim îndrăgostiți de Tine, Doamne. Te rog, Doamne, ridică-ne privirile, vindecă-ne ochii, Doamne, să Te vedem pe Tine cu ochii credinței și îndrăgostiți de Tine, Doamne, să fim revitalizați, îndrăgostiți de Tine, Doamne, să trăim viața aceasta cu bucurie, pentru că Tu ești Domn, pentru că Tu ești Mântuitor, pentru că Tu ne-ai iubit. Alegem să Te iubim pe Tine în seara aceasta. Mai presus de ce poți Tu să faci, de ce poți Tu să ne dai, Te iubim pe Tine, Iisus. Și haide, folosește cântarea aceasta ca să ajungi la El, la Domnul. Iisus, ce mult mă iubești. Nu cânta, doar să cânti. Cântă să-L descoperi pe Hristos, să fii mai aproape de El. Degeaba cânți în mașină și acasă. Cântă aici și acum în numele Lui Iisus Hristos, datorită prezentei Sale, împreună cu toată biserica. Haide cu frații Tăi, cu surorile Tale, haide! Fără nicio respingere, haide! Ce sunt, stau în harul Tău, plin de speranță când Tu ești Salvatorul. Închină-Te înaintea Lui, binecuvintează-L pe El, deschide-Ți gura, dă-i glorie Domnului Iisus Hristos. Haide, vino din toată inima!
care pune în inima ta o direcție nouă. Roagă-te în seara aceasta așa cum nu te-ai mai rugat niciodată, ca El să ți se descopere și să vezi clar voia Lui. Haide, înalță-ți vocea. Tot ce faci este pentru gloria Lui Iisus Hristos. Viața ta să-L onoreze pe El. Viața ta să-L glorifice pe El. Toată inima declarăm. Pentru ce care m-am întuit, pentru ce ce acasă m-am primit, pentru ce care mântuitor în veci când laudă. Satisfacție și împlinire. Poți să pierzi tot, poți să ai tot. Când îl ai pe Iisus Hristos, ești cu adevărat împlinit. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să fim alături de frații noștri, surorile noastre, cei ce vor intra în sesiune. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să fie cu ei și să le dea biruința. Să ne rugăm de asemenea pentru alegerile ce vor avea loc în curând, la nivel local. Domnul să binecuvinteze localitățile în care trăim, în care ne desfășurăm activitatea. Să binecuvinteze Domnul în așa fel încât cei care vor ajunge primari să aibă deschidere înspre colaborările care vor duce spre înaintarea Evangheliei. E atât de important lucrul acesta. Haideți să ne rugăm apoi pentru bunica fratelui Alex Hanus, este internată de urgență la spital. Domnul să se atingă de trupul ei și să-i dea sănătate. Și fratele Alex ne spune să ne rugăm și pentru salvarea sufletului ei. Domnul să aibă milă de ea, să-i vorbească. Și acum, în momentul acesta în care ea este, Domnul să o cerceteze, astfel încât beneficiul să fie maxim, nu doar pentru suflet, ci mai ales, nu doar pentru trup, ci mai ales pentru suflet. Familia noastră, rugați-vă ca familia noastră să fie binecuvântată de Domnul cu un copil, ne roagă cineva. Medicii nu ne dau speranțe.
Domnul să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze așa cum este planul Lui pentru voi. Dacă Domnul știe că un copil ar însemna binecuvântare pentru voi și ar însemna binecuvântare și pentru alții, Domnul să vă binecuvinteze. Se întâmplă câteodată să fie probleme datorită unor implicații spirituale. Dacă pentru voi sunt niște legături spirituale, ne rugăm în seara aceasta și punem numele Domnului Iisus Hristos peste voi. Dacă n-aveți copii datorită lucrării celui rău, în seara aceasta Domnul să aducă eliberare peste familia voastră. Să aveți copii în numele lui Iisus. Amin. Familia noastră este supusă unei mari nedreptăți care ne defocalizează de la bucurie pentru binecuvântările pe care Domnul ni le dă. Știu cum e. Știu atât de bine cum e. Ascultați un sfat și ne rugăm pentru voi. Nu căutați dreptatea. Este un obiectiv bun pe pământul acesta. Uitați de dreptate. Căutați-L pe Domnul. Și Domnul a spus așa: Eu sunt acela care mă voi lupta pentru voi. Domnul știe să vă dea dreptate. Domnul este răzbunarea voastră. Domnul să vă binecuvinteze ca inima voastră să nu mai fie legată de nimic din ce v-a produs durere și să-L căutați pe Domnul și El va fi acela care vă va binecuvânta. Ne rugăm pentru voi. Să ne rugăm pentru Anca. Domnul să se atingă de inima ei și să-L primească pe Domnul și să se apropie de El. Amin. Domnul să o binecuvinteze. Cineva ne spune că împreună cu partenerul trece prin multe neînțelegeri, prin momente grele și simte că încep să o ia pe drumuri diferite. Solicită intervenția lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze și să se îndure de voi. Ascultați cuvântul Domnului, îndreptați-vă după El, urmăriți scopul lui Dumnezeu, apropiindu-vă de Hristos și El vă va uni. Haideți pentru cauzele acestea. Continuăm să ne rugăm pentru cauzele noastre, dar mijlocim în seara aceasta pentru aceste cauze, le aducem înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm cu toții. O, Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta și ne rugăm pentru cei care vor intra în sesiune, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i însoțești, să-i binecuvintezi, să le dai biruința la examene, Doamne, să-i ajuți, Doamne, să-și aducă aminte tot ceea ce au învățat. Fă minuni în viața lor. Doamne, ne rugăm pentru localitățile noastre. Te rugăm, binecuvintează, Doamne, localitățile noastre. O, Doamne, ne supunem Ție. Te rog, Doamne, fă ca harul Tău să fie văzut și din punctul acesta de vedere. Binecuvintează localitățile noastre cu autorități, cu primari, Doamne, consilii locale. Te rog, Doamne, care să fie o bună colaborare cu biserica, Doamne, să faciliteze, Doamne, dezvoltarea din toate punctele de vedere, dar mai ales spiritual. Doamne, Tată, te rog, binecuvintează-o pe bunica lui Alex, ai milă de ea, ne rugăm pentru ea, ne rugăm pentru mântuirea ei, pentru salvarea ei, pentru vindecarea ei. Doamne, te rugăm, binecuvintează această familie ce-și dorește un copil. Biserica întreagă mijlocește pentru ei, Doamne, și ne rugăm, Doamne, nu voia altcuiva, Doamne, ci voia Ta să se îndeplinească în dreptul lor. Pentru această familie nedreptățită, Doamne, te rugăm, lasă mângâierile Tale și ochii lor să fie țintiți asupra ochilor, să fie țintiți asupra Ta. Doamne, fii Tu pavăză pentru ei, protejează-i și binecuvintează-i Tu. Pentru Anca ne rugăm, ai milă, Doamne, cercetează-o, Doamne, și schimbă inima ei. Pentru familia aceasta, Doamne, care e gata să se dezbine, ai milă de ei, Doamne. Te rog, fă-i, Doamne, să audă cuvântul Tău. Pentru bărbatul acesta, mă rog, Doamne, cercetează-l. Te rog, Doamne, vorbește-i, schimbă-i inima, Doamne Dumnezeule. Și te rog, Doamne, fă ca familia aceasta să fie întărită în Tine. Și atâția credincioși în această seară și atâția familii, Doamne, cu toții avem nevoie de Tine, Doamne. Avem nevoie de descoperirea Ta, Doamne, pentru ca să Te urmăm pe Tine și să ne punem nădejdea în Tine, pentru că Tu ești Iisus Hristos, Domnul. Te onorăm și Te binecuvântăm pe Tine, Iisus, în vecii vecilor. Amin. Haideți să-L lăudăm pe Domnul. Haideți să mai cântăm o cântare. Haideți să ne închinăm înaintea Lui și să folosim cântarea aceasta pentru a urmări scopul măreț.
Haideți să ne debarasăm de tot ceea ce ne oprește și să alergăm la Domnul. Renunțând la tot ce am visat, toate ție, Doamne, le-am predat. Și orice pas ce fac în viața mea, planul tău nu îl va schimba. Eu m-am luptat destul, sunt zdrobit. Dă-mi Tu odihnă, Doamne. Dă-mi Tu odihnă, sunt obosit. Rege tare, Doamne, înfricat, orice ar veni cu Tine s-a părat. Și haideți în toată inima să declarăm. Când munții lui mulți oameni, aș vrea să-i pot urca. Dacă în această seară ți-a vorbit Domnul și ai luat decizii noi, ai înțeles că trebuie să fii în biserică să zidești biserica, ai înțeles că trebuie să faci botezul, ai înțeles că nu te poți juca cu Dumnezeu, trebuie să te joci cu Dumnezeu, anunță-ne! Anunță-ne că faci botezul, anunță-ne că vrei să faci parte din biserică, anunță-ne că vrei să te implici în slujire, anunță-ne
că vrei să urmezi scopul acesta măreț. Completează formularul, lasă-l la final și săptămâna ce urmează te vom suna. Urmează o săptămână specială cu tineret, cu grupe de ucenicie, cu ieșire la iarbă verde, o săptămână de foc. Ne rugăm Domnul să ne dea putere și Domnul să ne binecuvinteze. Ne vedem duminica viitoare în locul acesta pentru aceleași lucruri care ne conduc spre Hristos. Închinare, predicarea Evangheliei, până data viitoare nu stăm degeaba. Ne vedem data viitoare, dar până atunci trăiți cu impact pentru gloria lui Dumnezeu. Amin! Aleluia!